În cadrul emisiunii, preotul Ștefan Codrea va prezenta semnificațiile religioase ale Duminicii a 20-a după Rusalii, învierea fiului văduvei Dinain, și va transmite un cuvânt de învățătură. Iubiți credincioși, Evanghelia Duminicii a 20-a după Rusalii ne arată fiecăruia dintre noi milostivirea lui Dumnezeu. Ne arată că Hristos vine în întâmpinarea noastră. Ne arată că lui Hristos îi pasă de om. Este lângă noi atunci când suferim, când suntem într-un impas, într-un necaz. Și atât de frumos surprinde în câteva versuri un poet creștin această chemare și această permanentă lucrare a lui Dumnezeu cu omul și nedespărțirea lui Dumnezeu față de om. Pentru că omul se desparte de Dumnezeu de multe ori prin tot ceea ce face. Emisiunea Cuvânt de Învățătură va fi difuzată la TV Sighet sâmbătă de la ora 18 și duminică de la ora 13.